Bun găsit, dragi prieteni, o ediție absolut senzațională, foarte multă dinamică, o să vedeți, aflați de toate astăzi de la noi. Până atunci însă intrăm direct în subiect, iarăși o nouă evoluție în raporturile cândva de mare iubire, ulterior de mare război între Cristina Cioran și Alex Dobrescu, tatăl copilului, pentru că, după cum știți foarte bine, domnul poartă o brățară. Poartă numai una. Dacă era și de la cealaltă soție, putea să poarte două brățări, dar nu era de bine, că de obicei două brățări înseamnă altceva, ceea ce nu-i dorim sub nicio formă. În orice caz, domnul Alex Dobrescu a bătut din nou la ușa inocenței și a făcut următoarea declarație, iar Cristina intră imediat cu noi. Hai să vedem declarația domnului, unde este, hai să o vedem. Nu mai pot, mă simt dezrădăcinat, mi-e dor de familie. Doamne, zici că-i fuego. Am făcut acum o nouă cerere de revocare a ordinului, trăirile personale și liberul arbitru nu au legătură cu ce scrie în lege. În sfârșit. Să vedem. Poate scap de brățară. Două luni dacă aș recupera cu fetița contează enorm. Dacă nu se rezolvă, aștept să treacă cele patru luni rămase, apoi vreau să mă întorc la familie, declară el pentru, mă rog, citat de Fanatic. Mai are? Nu mai are. Așa, mai era, în sensul în care domnul Dobrescu ne-a mai spus un lucru îmbucurător, că se duce la psiholog, se duce la preot, ceea ce este foarte bine, fără niciun fel de ironie și fără niciun fel de maliție. La un moment dat, cum se comporta, mă gândeam dacă nu trebuie să meargă și la exorcist. Dar nu despre asta vrem noi să vorbim. Cristina dă o declarație cu o compasiune umană. Dacă mai dăm declarația aia, că de aici eu am aruncat o nadă așa către știri și hai să vedem declarația Cristinei ca să știm de unde plecăm. Un post de televiziune zice, este adevărat, e sincer, nu știu ce să facem pentru asta, e o situație fără precedent, nu cred că a mai trecut nici el prin asta, îi pare rău pentru tot ce s-a întâmplat, știu asta și mie îmi pare rău. E o situație limită, nu am mari răspunsuri, îmi pare rău și pentru el și pentru situația creată. Și a vrut el să iasă ca un cucui în frunte. O să... ce comparație inocentă. O să încercăm să vedem până nu se ridică restricțiile, până nu se termină această perioadă, nu se poate face nimic pentru că nu suntem în contact, vorbim prin terți, e trist că s-a întâmplat așa. Bună ziua, Cristina! Salut! Da, uite, vezi, n-ai subliniat ce am spus ulterior, că îmi doresc să-și rea legătura cu fetița noastră, pentru că eu cred foarte mult în familie și copiii au nevoie și de mamă și de tată. Așa cum am spus într-o emisiune anterioară a ta, chiar când era domnul avocat Cuculiș acolo, și fix asta am spus, n-aș oprima niciodată și n-aș bloca niciodată relația fetiței cu tatăl ei și ar fi un gest egoist. Ține de el tot ce se va întâmpla pe viitor, pentru că el trebuie să se pună la punct. Dacă o să fie în regulă, nu știu de ce nu aș lăsa să-și reia relația cu fetița. Cristina, dar n-a mai fost el în regulă odată? Și după aia n-a mai fost iar? Ce să zic, Cristi? Eu îmi doresc din tot sufletul să crească copilul frumos. Ea este prioritatea mea. Ea este pe primul loc. Așadar, dacă se pune la punct și... Na, premise sunt că am văzut că nu se mai dă în stambă. Eu sper să-și revină și să-și rea legătura, pentru că au avut o legătură foarte frumoasă. Auzi, dar el mai e prieten cu el, era pui frumos și pui gras, nu? Nu știu. Nu sunt la curent cu... Nu știi de ce? Mă gândeam că totuși, fără niciun fel de legătură cu domnul Dobrescu, Doamne ferește, e foarte important ca ambii părinți să fie alături de un copil, oricare ar fi el, cu condiția ca ambii părinți să fie în toate mințile, ceea ce este foarte important. Cred că cumva își revine ușor, cel puțin așa se vede din afară. Asta știu că îi pare rău, adică ce am declarat acolo, nu am exagerat cu nimic, nu sunt Sfânta Filoftea, deși iertarea este de la Dumnezeu și nu sunt eu în măsură să spun niciodată, cum am mai spus în emisiunile tale, niciodată nu voi spune niciodată. E bine dar să nu spui... lucrurile n-au fost
fost foarte grave. Și nu se pot trece cu vederea așa. Așa, mamă. Așa. Și nu putem nici să luăm la mișto absolut nimic din ce s-a întâmplat. Repet, știu că îi pare rău, normal că și mie îmi pare rău, că aș fi preferat să nu se întâmple așa ceva, să nu... Nu, normal că repet, îmi pare deci, rău. Repet, adică ce am spus și... să nu fie. Repet ce am spus și la știri mai devreme, dacă cumva ai de gând să procedezi la o iertare plenară, așa, o să-i propun prefericirii sale să te pună undeva pe o frescă la biserică, pentru că, da, să... în general, mai știu vorba aia că un omul care ți-a greșit odată s-ar putea să-ți greșească la fel și a doua oară. Dar poate da, că nu e așa. Dar știi vorbe, dar n-are sens, că nu vreau acum să facem... să ridicăm nimănui statuie, în niciun caz mie. Repet ce am spus, știu că îi pare rău, pentru că n-are cum să nu-i pare rău la tot ce s-a întâmplat. Na. Eu mă bucur, în schimb, că a trimis pentru fetiță, prin terți, bani, cadouri. Na. Dar el a mai trimis o dată cadouri și s-a arătat a fi minunat. Mai întreb o dată, nu? Ce trebuie da. Să facă acum ca să fie cu adevărat luat în seamă ca un tată responsabil? Măi, știi cum e? Faptele vorbesc, nu vorbele. Habar n-am. Asta că și la vorbe a fost bun. Zicea că o să ai un alt copil cu el, adică omul vorbea, te-a făcut în etate, ca să nu spun exact cuvinte. Da. Și pe mama celuilalt copil. Și prost și nu vreau să-mi aduc aminte că mă afectează. A vorbit mult și prost. Așa este. Na. Dacă faptele lui de acum, de când s-a cumințit, sau mă rog, așa spune, dacă faptele lui vor vorbi pentru el și va face lucruri bune, a început să facă, îți repet, a trimis bani, îmi trimite bani pentru Emma și cadou și ok, asta e foarte bine. Și repet, știu că îi pare rău, că cunosc personajul foarte bine. Banii nu pot să acopere orice rană sufletească, nu? Nu, dar acum nu avem voie să fim în contact, adică nu suntem niciun fel de contact, ca atare nu are alte pârghii. Na. Ce să zic? E... tăcerea ta? Oricum nu mai e așa inflamată situația, pentru că, na, nici nu vine să cred că au trecut deja atâtea luni, nu vine să cred. Da, mă, Cristina, adevărul e că a fost liniște, ceea ce cu siguranță este un plus, ceea ce, de fapt asta se și dorește. De aici încolo, știi că mai e o vorbă, trebuie să mai treacă și testul timpului, că așa, păi la da. Declarații toată lumea e frumoasă și cu părul aranjat. Da, testul da, timpului. Ca mine acum, mulțumesc. Da, dacă am văzut că te-ai aranjat special pentru... Chiar voiam să spun, nu, vin de la niște filmări, am lucrat și pentru canalul meu de YouTube și dacă nu știți ce fac acolo, fac rețete, vă rog să intrați, Cristina Ciolan, pe bune. Am încercat să depășim toată această perioadă grea, pentru că n-a fost o perioadă ușoară nici pentru mine și nici pentru cea mică. Și na, ce să zic. Cineva spunea că lasă-mă că-l uită, dar nu e vorba de asta. Nu trebuie să-l uite. Nu. Trebuie să își asume responsabilitate și își dorește asta și trebuie să coincidă, ca să zic așa, să fie în regulă pentru creșterea fetiței, pentru că eu nu mi-am dorit niciodată să fiu mamă singură sau să nu existe tată în viața copilului meu. Niciodată. Și cu riscul să mă comenteze toată lumea. Hai să fim serioși. Copiii trebuie să aibă ambii părinți. Atât cât se poate. Repet, cu condiția, cu condiția ca un părinte să nu fie toxic. Poftim? Cu condiția ca un părinte să nu fie toxic. Da. Dacă el își va reveni și... na. Este bine și pentru Emma să își reia relația cu el, sigur că da. Cristina, ne știm de atâta vreme. Tare mult l-ai iubit pe băiatul ăsta.
Asta s-a nimerit, Cristi. Foarte bine, dar eu întreb dacă el poate să prețuiască vreodată câtă iubire i-ai dat tu de fapt. Da, nu vreau să devenim acum sentimentali, să mă duc cu gândul în alta zonă. Chiar nu vreau. Te întâlnești în viață cu multe lucruri și asta e. Faci față, reziști, te lupți, te lași, ierți, nu ierți, te superi, te ceri. E viață, nu? A mai rămas ceva în sufletul tău? Ce a mai rămas apropo de el? E, nici nu contează asta. Contează că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Repet, fetița noastră este pe primul loc. Adică nu eu. Îmi doresc pentru ea să fie fericită, să fie sănătoasă, să... Nu știu. Atât, nu mă interesează altceva. Alte lucruri, nu. Îi las pe cei de pe Facebook să comenteze. Nu, pe oamenii de pe Facebook se nu lasă să comenteze, că acolo umblă oameni fără rețete, fără niciun fel de probleme. Așa e! Da, și e acolo... mesaje primesc, Doamne! Mi se trimit mesaje de la mesaje. Mesaje cu mesaje. Uite ce spune, uite comentariile de la nu știu ce articol de pe Facebook. Păi lăsați-mă, frate, pe ce că mă interesează. Nu le citesc, nu mă... Păi încerc să nu mă las afectată, pentru că... Cine comentează în general, adică nu știu, cât timp trebuie să... Tu ai comentat odată, Cristi, la... La cineva în viața mea? Viața altora? Niciodată. Ceva care nu te privește. A, nu. N-am comentat niciodată, decât dacă am felicitat prieteni pentru anumite momente. N-am apucat să le-o spun atunci când trebuia și măcar pe Facebook am trimis un la mulți ani. Da. Nu, dar așa, să vezi un articol, să te apuci să... Cu tare și cu tare! Mă, Cristina, eu cred că noi suntem încă normal la cap. De se și uită lumea la noi. N-am făcut niciodată chestia asta, dar, repet, pentru asta s-a inventat sfântul bloc. Dai exact. Bloc, nu te mai doare capul, fiecare pacient să facă ce vrea cu rețeta lui. Da, exact. Da. Păi, asta e. Eu îți mulțumesc că, uite, ai vrut să... lămurim un pic. Nu s-a înțeles, sper greșit, din acel interviu pe care l-am dat. Așa cum vorbeam și cu Culiș, cu domnul avocat, n-aș îngrădi niciodată dreptul unui părinte de a fi alături de copilul său. Bineînțeles că există niște condiții, așa cum există în viață. Corect. Da. Mulțumim foarte mult, Cristina, pentru toată emoția pe care ne-ai transmis-o și care s-a văzut, să știi. S-a văzut și este și normal, pentru că Emma înseamnă mult prea mult pentru tine, ca să nu te gândești de două ori când zâmbești chiar și celor care n-ar trebui să le mai zâmbești niciodată în viața ta. În final aș vrea să spun, Cristi... N-am fost niciodată o feministă. Eu am fost mereu o familistă. Foarte frumos. Da. Uite, le spuneam, ca să chem totuși cu zâmbetul pe buze, am să dau un citat dintr-un personaj celebru apropo de iertare. La un moment dat, Daniela Crudu a avut o problemă cu fotbalistul Mihai Costea, l-a agresat-o și la un moment dat Mihai Costea a plecat cu altă femeie și atunci Daniela Crudu a fost întrebat. Ai vreun regret în ceea ce îl privește? Ce părere ai? N-am nimic cu el, dar să se aleagă praful! Așa că, sigur că da. Da. Să fie bine, să nu fie rău. Pupă copilul, te mai așteptăm prin studio. Și eu. Ne-am mutat pe aici și mai pe la Pipera. Și am auzit. Mai... Păi da, e mai cald aici, e mai frumos. E cozy, cum se spune. Păi trebuie să vă fac o vizită. Hai. Vorbim. Ajunge cu Skype ăsta. Are și el limitele lui. Mulțumim, Cristina Cioran, doamnelor și domnilor, după scurtă pauză, momente extraordinare cu Maria Raman Gheorghe. Sărbătoarea minunată a Romaniței Ioan și a băiatului ei, Albert, este ziua lor. Astăzi se sărbătoresc împreună într-un mod absolut minunat și un super specialist în tot ceea ce înseamnă nutriție. În această toamnă, vreme de 10 ediții, o să învățați tot ceea ce trebuie să știți ca să fiți perfecți. Stați cu noi, super ediție!
ceva frumos, doamnelor și domnilor. Ne vizitează acum doamna Mărioara Manghiorghe. Bine ați venit, doamna Mărioara. Doamna Mărioara a venit numai cu gânduri bune, ci și chiar cu binecuvântare. Așa este. Bine v-am găsit în casă nouă. Mulțumim. Să fiți sănătoși și fericiți și să aveți emisiuni frumoase. Oamenii să vă urmărească, toți telespectatorii să fie aproape de voi și de noi, bineînțeles, de toți cei care venim la voi în emisiune. Am venit cu o icoană ca să vă binecuvinteze casa nouă. Doamne, așa se ajută, spune. Mulțumim, doamna Mărioara Manghiorghe. Dacă te duci într-o casă nouă, dă un dar. Țară română. Și acest dar înțeleg că a fost binecuvântat de părinte. Da, chiar aseară le-a adus părintele la Patriarhie, așa că sunt... Minunat. Mulțumim foarte mult. Nu știu unde să o pun aici lângă noi. Păi nu știu. O pui undeva, îi cauți un loc de cinste. Uite, deocamdată o pun aici, așa să fie în centru problemei. Da. Și după aceea mai vedem. Așa este. Foarte să bine. Vă aducă pace și liniște și da. Bucurii familiei și, bineînțeles, tuturor. Doamna celor Mărioara care lucrați se află aici. În plin exercițiu al funcțiunii, atât în calitate de cadru didactic, pentru că trebuie să fie la școală, păi cât și mai ales de bunică full time, în sensul în care toți copiii sunt la școală acum. Toată familia, toți câți nepoții. Câți elevi aveți în familie? Avem 5 nepoți, care fiecare, deja 2 nepoțele, cele mici al lui Elena și al lui Ani, sunt la pregătitoare. Aha. Vă dați seama, a luat-o de la, cum să spune, de la zero. Da. Așa. După aceea vine Emma, care da. Este clasa 4-a. Așa. Vine Lucas, care este clasa 5-a. Așa. Și bineînțeles Nicolas, care este clasa 6-a. Bravo. Așa că avem, cum să spun, viața noastră a început cu școala, cu toamna, care a dus pentru fiecare elev, sper, binecuvântare și să le ajute Dumnezeu tuturor și copiilor noștri. Și eu, dacă tot sunt cadru didactic, îți dai seama că... Da, chiar, cum îi luați dumneavoastră pe cei da. Mici, de la cei mai mici la cei mai mari mici? Da. Cum le spuneți dumneavoastră, mai ales că sunteți și în școală, da. Adică aveți altă abordare. Profesoarele nu au o altă abordare ca bunici, bunice sau cred bunici? Cred că da, cred că da, pentru că noi avem, știi, dragostea aia. Când ești tânăr, ai da? Dragostea de mamă și crești copiii cu dragoste, nu pot să spun. Dar când ești bunic, nu poți să-ți explici iubirea pentru nepotul tău, dar și pentru copii, exact, care eu chiar de la grădință vin spre tine și am niște copii minunați, niște copii, adică știi cum am copiii de la 3 ani până la 5 ani. Sunteți o bunică foarte atentă la teme. Ți-ai făcut temele, ai fost da, cu minte? Da, păi întreb, ce ai făcut astăzi? Dau telefon. Câteodată nu-mi răspund. Și eu zic, Doamne, ce-o fi făcut astăzi la, deci, la, bunică, la școală? Bunică așa exact, cum scrie la carte. Și la Nicolas și la Lucas. Deci mă interesează de fiecare în parte să știu că-și fac temele, să știu că să fie competitiv, să faci bine la școală, să fii bun. Normal. Păi dacă învață, învață pentru ei. Și lor o să le fie ușor în viață. Așa ca pentru fiecare. Eu pe lângă copiii de la grădiniță am și copiii de la grupul Mlădițe care da, o să da, venim da. Cu ei iarăși la tine. Așteptam. Sunt niște copii minunați și bineînțeles că mi-am și copiii de la Credința Onește Mereu, copii pe care în toamna aceasta, la finalul toamnei, i-am dus la mare. Foarte frumos. Și a fost o bucurie pentru ei și pentru mine că am putut să fac acest lucru și bineînțeles că le-am dorit și ghiozdane, aveau nevoie. Bravo. Tot legat de școală vorbim, da? Că mi-am adus aminte acum. Și mă bucur că am putut să fac acest gest și sper ca cei care pot să facă lucruri să vină și să ajute pe toți cei care au nevoie. Așa este. Până atunci însă, domnul Salomia, da. Dumneavoastră ce meșteriți acolo, domnule? Salutare, dragilor! Cristi, astăzi vom pregăti o salată caprese pe care o vom servi în aceste coșulețe de parmezan și mozzarella și în același timp vom face și o plăcintă de cartofi dulci cu afumătură. Punem și puțină brânză de burduf, că tot am găsit o brânză de burduf foarte bună în comerț. Cam asta o să avem astăzi la meniu. Dar ce-s grămăjoarele acolo? Aici pregătesc coșulețele pentru salata noastră caprese. Din seria scufiță roșie, ceai în coșuleț. Da, da, da.
Dar sper că gust și eu, nu? Păi ar fi și frumos, doamna Morioara. Păi dacă tot am venit în casă nouă... Trageți la fotbal, că dumneavoastră știți cum e cu fotbal. Sigur. Aștept cu mare drag. Așa hai. Că tu fă-ți treaba acolo. Dă-i drumul că avem, sigur, avem aici oameni care trebuie serviți. Foarte bine. Degustăm. Bun, deci în calitate de bunică sunteți bine. Da. Cum este față de cum ați fost dumneavoastră ca mamă? Elena sau Ana, cum sunt? Sunt foarte iubitoare. Iubitoare, și ele... dar ele tot așa mai exigente cu lecțiile sau mai relaxate? Nu neapărat sunt mai relaxate. Sunt îngrijorate și ele, mai ales acum că cele cresc? Mici sunt în, așa, la pregătitoare, mici. Dar se descurcă. Știi cum sunt copiii acum, foarte inteligenți, doar trebuie să-i urmărești. Ai, trebuie să-i urmărești, da, nu? Da, da, trebuie, da, să-i urmărești, că altfel, altfel nu, da, intră în ritm, da? Exact, și este greu după aceea. Adică dacă nu, dacă pierzi în timp, la, exact la litere, cum este, da, acum, da, la ei, după aceea le este foarte greu. Dar, eu zic că sunt niște copii toți inteligenți, eu îi văd și la mine la grădiniță, sunt extraordinari și... pot să facă lucruri frumoase și viitorul să fie binecuvântat pentru acești copii. Că de fapt, asta este totul. Fiecare dintre noi ne dorim ca și copiii noștri să fie bine și de poții și asta depinde acum și de copilul care este la școală și cum învață și cât anturaj, de mult ești grup, anturajul. Da. Sperăm că o să fie, o să fie bine. Bine pentru tu fiecare. Tu la căciulițe și la bastonașe cum ai fost? Da. Ai început în forță, după aia te-ai mai relaxat. De la 2 ani am început de acasă, când am ajuns în clasa 1, deja știam să reușit să citesc. Iar ai mai vrut școală. Până într-a 4-a, dintr-a 4-a s-au schimbat, da, lucrurile. A fost un moment de cotitură în clasa, da, 4-a, da, îți dai seama. Bun, da, foarte frumos. Acum știm, sunteți o bunică atentă, implicată, da, copiii vă iubesc din acest motiv, tocmai că aveți și experiență. Ca soacră? Ca soacră zic eu că sunt... o soacră iubitoare, pentru că îmi place, cum să zic, să recunosc valoarea celui din, de lângă mine sau de lângă copilul meu. Și ați avut și băieți buni, și Cornel, și așa Paul. Așa este, toți sunt minunați și pe această cale ce pot să zic decât că îi mulțumesc lui Dumnezeu. Și sper ca și părinte să pot iubi în continuare și să trăiesc lângă acești copii ai mei și nu numai, și să dăruiesc, bineînțeles, da, și copiii, apropo, să iubească părinții, pentru că, de fapt, fiecare părinte își dorește să fie iubit și apreciat și respectat de copilul lui. E foarte frumos, doamnelor și domnilor, e foarte bine, așa este bine. Deci am trecut prin toate, da, simbolurile familiei. Bunica, da, soacra, dar mama de băiat e diferită. Adică mama de fapt, dar, da, mama de băiat, înțeleg că este o, păi, o specie, nu neapărat, aparte. Nu neapărat, el este cel mai mic, Costin, dar să mai știi... pretențioasă ca mamă de băiat decât ca mamă de fată sau la fel? Nu. Da? Nu, eu îi iubesc pe toți la fel. Pentru că dacă Dumnezeu mi-a dăruit, dacă îmi taie un deget, da? Nu mă doare la fel? Ba, da. Ei, și la copii este la fel. Așa că eu ca și mamă îi iubesc la fel și pe nurori și pe gineri, pe noră și pe ginere, așa că îi dau slavă lui Dumnezeu și să îmi dea putere să fac lucruri plăcute în continuare și să fiu alături de ei și alături de soțul meu și alături de Enoria și alături de publicul Enoria, care se uită la noi. E foarte frumos. Citisem undeva că relațiile cu soacra dumneavoastră nu au fost de la început armonios. Ale mele, da. Da. V-a acceptat greu? Da. De ce? Pentru că nu eram de neamul lor. Machedoancă, adică. Nu eram machedoancă. Dar de la un anumit moment încolo s-a mai liberalizat situația. Mai am și alți buni prieteni, da, care au soții, da, din România. Acum, în timpul acesta, nu mai intervin așa. Da. Chiar, da, sunt fericit să-și vadă băiatul însurat. Păi da. Fata măritată. Deci, că până la urmă... dumneavoastră ați fost marea iubire a părintelui, ca, da, să zic așa. Așa. Iar este. Mama ar fi vrut să fie o fată de la ei, nu? O fată machedoancă, da. Dacă și cum... cum s-a produs totuși împăcarea? După ani și ani? Că... Nu, după ce am născut-o pe Elena, da?
Atunci, la câteva luni, s-a întâmplat, m-au primit în familie, mi-au spus că de astăzi nu mai ești româncă, ești machedoancă. Aha. Eu deja știam să vorbesc, să cânt, mai ales cântecele machedonești. Așa am învățat să vorbesc ca ei. Da. Da, da, da. Foarte drăguț. Deci, odată ce îți iubești soțul, odată ce îți iubești partenerul, prietenul, mă rog, trebuie să iubești și pe cei din jurul tău. Trebuie să treci și să ierți. Deci Elena a fost da, Elena a fost factorul primul, care a făcut ca relația cu mama soacră să se... Foarte frumos. Da, și Elena îi poartă numele soacrei mele și bineînțeles că ea chiar păstrează toate datinile, toate așa este, tradițiile. Are concert da, celebru exact, da, 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 da. Cu nume machedonești așa cu este, repertoriu. Da, foarte da, frumos. Pentru că soacra mea își dorea mult ca Elena să cânte armânește de când era mică. Și a învățat-o pentru că și ea cânta foarte frumos și mă bucur că, vezi, și eu fiind artistă, solistă de muzică populară, am venit în această familie unde și soacra mea cânta frumos, unde și soțul meu cântă. Adică, cred că Dumnezeu le-a... De unde să le ia și Elena toate lucrurile da, astea? Și decât... așa că s-a răspândit spre Elena, da, mai foarte mult. Bine, da. Da. Ana e fată bună, dar cu cântatul mai puțin, doar așa... Da, să știi că ea... Ba, da, ea... Ați poate... cântat odată, dar numai odată. E odată, că dacă nu vrea, ce să-i fac? Da. Nu, zice că ea merge pe drumul ei... și Elena pe a ei și fiecare merge pe a lui cu ce i-a dat Dumnezeu și cu ce învăța mai mult. Da. Doamna Mărioara Manghiorghe alături de noi. Mai e ceva de anunțat înainte să ascultăm o piesă frumoasă? Ce să anunț? Că merg la spectacole. Foarte la bine. Anunți mâine am un spectacol. 39 de ani de căsătorie anul ăsta. Elena mâine, Ani mâine botează. Bravo. De suntem 39 alături... de ani de căsătorie. 40. 40 când? Pe 11 noiembrie. Nu vă mai zic acum că mergeți la vreo cântare și e petrecere surpriză. No, mai bine o organizați dumneavoastră. Da, ar trebui, că nu se știe. Tot ce e posibil. Mă rog frumos, da, situația să fie posibil, sub control, da, că nu merge da, așa. Da, 40 de ani de căsătorie, da, o minunăție. Îi dau slavă lui Dumnezeu pentru tot și doresc ca fiecare familie să fie binecuvântată și să aibă parte de fericire, de copii, de nepoți și de tot ce își dorește fiecare. Mulțumim foarte mult, doamna Mărioara Manghiorghe, care este invitată, da, deja știe geografia locului, alături pentru cântare. Deci ce pui tu în coșulețele alea? Ce... Deci, Cristi, aici avem roșiile noastre sherry, pe care le-am marinat cu puțin ulei de măsline, sare, piper și busuioc. Avem mozzarella noastră, foarte proaspătă, coșulețele făcute din parmezan și un cașcaval afumat. Cam atât, e o rețetă foarte, foarte simplă și abia foarte așteaptă doamna Mărioara, jar mănânci dacă nu e bine. Da. Da. Doamnelor și domnilor, o piesă superbă cu toată emoția doamnei Mărioara Manghiorghe. Și noapte și nu
palme, măi trudite, ca ale unui părinte. Pentru a lui copii trudește, multe trage până-i crește. Să aveți grijă de părinți, cât trăie să îi cinstiți. După ce nu vor mai fi, Doamne, cum i-am dorit. Am dat și an de la noi, numai să vină înapoi. Am dat tot ce am strâns în viață, pentru o singură povață. Nici averii mai presus decât copiii tăi nu-s. Ei sunt rodul tinereții și sunt bucuria vieții. Le-am spus la copiii mei că atât vreau de la ei. Povața să ne-o asculte și nici când să nu ne uite. Să aveți grijă de părinți, cât trăie să îi cinstiți. După ce nu vor mai fi, Doamne, cum i-am dorit. Am dat și an de la noi, numai să vină înapoi. Am dat tot ce am strâns în viață, pentru o singură povață. Presimt că vor urma meniuri glorioase pentru luna decembrie, doamnelor și domnilor. Excesul de porc nu există niciodată ca și concept. Întotdeauna mesele sunt foarte bogate de sărbători în România. Așa că ceea ce ne propune în următoarele 10 săptămâni este să învățăm cum să intrați în această perioadă grea pentru colesterolul oricărui om, mult mai pregătiți, mult mai fit și să vă găsiți drumul. Din acest punct de vedere, vă introducem acum, cum se spune la american, introducing, unul dintre cei mai buni, mai tineri și mai documentați specialiști în zona de nutriție. Se numește Cristian Naca. Bun găsit, Cristian! La microfon, te rog frumos. Astăzi vorbim cu Cristian acum la canapea. Data viitoare trecem și la treabă în bucătărie. Până atunci însă, Cristian Naca a fondat un concept. Conceptul se numește Fit Food Way. Deci, să fii fit, să mănânci bine și care este drumul către. Ocazie cu care este, într-adevăr, în acest moment, printre cei mai buni specialiști care joacă în România, joacă la Londra și joacă și la Budapesta, unde se pot găsi birourile și specialiștii lui. Bun găsit, Cristian! Bine te-am găsit, mulțumesc pentru introducere. Ce te-a tras pe tine către către această zonă a meniului sănătos? Cum ai ajuns aici? Mai ales că tu, te rog frumos să spui oamenilor ce specializare ai. Că vorbeam ieri cu cineva, țara e plină de tehnicieni și specialiști în nutriție, dar tu ce specializare ai? Eu nu am făcut o specializare în nutriție, eu am făcut inginerie și management în alimentație publică, dar se leagă puțin de nutriție. Deci tu știi exact cum se conduce o afacere care are legătură cu alimentația, nu? De la fabrici, brutării până la restaurante. Excepțional. Deci ești în pâine, ești licențiat, cum s-ar spune, nu ești făcut la un curs de 6 săptămâni. Bun, și atunci, cum ai ajuns aici? Păi, de mult am fost pasionat de mâncare sănătoasă, de un stil de viață sănătos. Am avut și o pasiune pentru gătit. Iar în urma mai multor afaceri am prins experiență și am sesizat această lipsă în piață.
a unei firme de catering cu mâncare sănătoasă, care să ofere oamenilor oportunitatea de a-și comanda acasă sau la biroul lor mâncare calculată caloric. Foarte frumos. Ceea ce vedem aici sunt farfuriile de la compania lui Cristian, ceea ce vedeți pe cealaltă parte, că doar nu o să mă vedeți pe mine. Aș dori eu, ar trebui de fapt odată cu Cristian să adopt și eu stilul de mâncare sănătos pe care el îl abordează, dacă nu mă renerva diversi cetățeni aici la emisiune. E foarte bine. Așadar, ai găsit o soluție de a oferi oamenilor o mâncare sănătoasă și un stil de viață sănătos. Cum se face chestia asta cu atâtea provocări în jurul nostru? E foarte simplu. Deci începem în bucătărie din magazie. Așa. De la furnizor care îți furnizează mâncare sănătoasă și mâncare proaspătă. Continuăm cu bucătarii care o gătesc într-un mod sănătos. Câți bucătari? Adică aveți mai mulți bucătari care lucrează pentru voi? Avem destul de mulți. Avem destul de multe locații și atunci sunt destul de mulți bucătari. Câte locații aveți? Livrăm în peste 20 de orașe în România. Foarte tare. Mai livrăm mâncare și în Ungaria, unde avem 6 orașe. Am avut și la Londra, am pus pe pauză și acum dorim să reîncepem din nou. Foarte bine. Bun. Vroiam să continui, scuză-mă. Te rog. Trebuia să zic că bucătarii fac mâncarea în colaborare cu nutriționiștii care ne-au ajutat să alcătuim câteva meniuri sănătoase, pentru că nu le facem de capul nostru. Știm ingineria alimentară, dar avem nevoie și să știm numărul de calorii pe care le are nevoie fiecare. Și atunci nutriționiștii ne ajută să concepem meniuri sănătoase pe mai multe categorii. Ai numărat vreodată câtor oameni le-ai lungit viața printr-un stil de mâncare sănătos? Avem o bază de date cu 60.000 de clienți. De 60.000 trăiesc mai sănătoși și mai bine. Dintre care mulți au slăbit sau au pus masă musculară. Foarte, foarte drăguț. Tu ce mănânci? Că se vede, după cum observați, că Cristian face ceea ce pledează. Adică practice what he preach, arată foarte bine. Tu, de exemplu, ce mănânci tu ca să te menții în parametri? Eu am un stil de viață foarte haotic. Eu sunt din Oradea, am venit astăzi în București. Mâine probabil plec altundeva. La Oradea e mai liniște decât la București. La noi sunt toți turbații din țara asta. Muhaielele aici sunt, la Oradea sunt băieți mișto. Problema e că vin și eu pe la voi. Foarte și, mișto. Având un stil de viață haotic, nu apuc să mănânc la ore fixe și nici nu-mi permite timpul să mănânc tot timpul cum e necesar sau cum e nevoie. Dar eu urmez un principiu, principiul intermittent fasting. Încerc așa. De fiecare dată să nu mănânc până la ora 12 și după care am un interval de 8 ore în care îmi iau mesele. Iar după ora 8 nu mai mănânc deloc. Foarte drăguț. Am înțeles. Deci în 12, 8 și gata. Exact. În intervalul de la 8 până la 12 nu mai luăm nicio calorie, adică doar apă, ceai sau cafea. Am neîndulcite. Înțeles. Un păhăruț de vin se poate? Până la 8. Până la 8. Dacă după 8 schimbăm procesul. Așa facem. Până la 8 am reținut. Să fugim repede acasă de la emisiune. Nu-i. Așa e ce trebuie. Băi, ascult aici că am chemat specialist. M-a interesat din ceea ce spuneai, că la voi la Fitfood Way fiecare rețetă trece printr-un proces de testare pentru a vă asigura că gustul este numărul 1. Cum se face un proces de testare? Explică-mi și mie. Că m-aș băga și eu la procesul de testare. Vreau și eu să gust. Se vede și pe cămașa mea că mi-aș dori. E foarte simplu. De obicei clienții comandă după ce cred ei că au nevoie. Avem și o variantă în care poți să iei un consultant nutriționist care să-ți spună ce să mănânci. Aha. Testarea e foarte simplă. Comanzi, mâncarea îți vine direct acasă și o mănânci. După o anumită perioadă, cu siguranță o să ai rezultate. E un lucru foarte important acolo. Puneți-i un sâlu, Cristian, că altfel știu ce o să mănânce la compania lui de Paștele viitor, și anume un miel. Deci, e important să fii fit. Important este să mănânci și lucruri bune. De unde luați voi lucrurile acelea bune și sănătoase? Pentru că altfel în magazin știi că au apărut glumele alea cu, iată, a apărut supermarketul în care se găsesc produse cu toate produsele de pe tabelul lui Mendeleev, adică toate chimicalele posibile. Chiar asta este. De fiecare dată noi încercăm să colaborăm cu producători locali, dar neavând posibilitatea de fiecare dată, apelăm și la marile lanțuri de retailer, cum ar veni. Ideea este nu neapărat să iei mâncarea dintr-un loc
nu știu să-ți spun, de la unde e foarte sănătos. Ideea e să cumpere o mâncare care are cât mai puține euro. Adică noi nu avem mâncăruri procesate care le avem în meniu. Noi avem doar legume, carne, fructe, cereale și asta înseamnă mâncare sănătoasă. Deci mâncarea sănătoasă nu înseamnă ceva super healthy sau să mâncăm avocado toată ziua. Trebuie doar să fii atent. Să-l înverzim pe la colțuri după aia. Să mănânci mâncare gătită și să știi ce pui tu în mâncarea respectivă, e foarte important. Să eviți pe cât de mult mezelurile sau preparatele din brânză, brânzeturile care au foarte multe alimente pe care, ingrediente pe care nu ni le dorim. Da, aia, domnul Salamia, nu mai mânca parizeri pe capotă cu pâine și cu albă și cu muștar. Nu, mâncăm pane. Așa, da. Bun. Bun și ăla pane, dar o dată pe an. Foarte frumos. Totuși, dacă ai o viață haotică, cum reușești totuși să te menții în afară de acest fasting? Ce mănânci când mănânci? Care-s vedetele meniului tău? De obicei încerc să mănânc doar de la noi, dar nu de obicei se poate chestia București, asta. Acum la București, pe drum poate te-am prins și noi și ți-o fi fost foame, că om ești. Exact. Eu încerc să combin carbohidrație cu salate sau cu grăsim și proteinele tot așa cu salate sau cu grăsim. Încerc să mă feresc cât de mult de proteine cu carbohidrați. Probabil că am zis lucruri care nu le-ai înțeles pe deplin, dar este nu, și un cred, adică... este și un stil de a mânca care poți să-l ai din toate restaurantele globului, dacă ești atent ca carnea să nu fie combinată cu cartofi sau cu orez. În cazul în care dorești să slăbești sau să te menții, este foarte ok. Am înțeles. Și cu orezul cu ce să-l combinăm? Că a vrut azi cineva să mă păcălească să mănânc carne de vită cu orez. Și am evitat. Orice se poate consuma. Noi mizăm pe echilibru și pe o moderație. Dar tu o legi, o reglezi din cantități, ca să zic așa. Cantitatea este cea mai importantă ca să... Poți să mănânci corect, dar dacă mănânci 3 tone, aia e. Da, cam asta e. Adică și mâncarea sănătoasă poți mânca multă și nu e sănătos. Da. Ideea este că trebuie să știi, în primul rând, cam ce stil de viață ai la nivelul tău de activitate, metabolism. Știi că ai un număr de calorii pe care îl consumi zilnic și atunci trebuie să te încadrezi în baremul respectiv. Foarte frumos. Bun. Aș vrea să te întreb, în vederea faptului că, repet, săptămână de săptămână ne vom întâlni aici cu Cristian Naca și o să vedem care sunt vedetele, care sunt rețetele. Vine omul de la specialiștii lui, bam, 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 luăm frumos și vedem exact ce gătim. Ca să nu mai, că făcea omul ăsta niște mâncăruri, am pus 5 kg pe mine, bucătarul. Eu o reglez din vrăjeală, la mine cam așa. Bine că nu reglăm din pâine, că atunci când o reglez în pâine, înseamnă că nu mai e nicio șansă. Bun. Care sunt alimentele vedetă în acest moment? Ce e bine, ce e recomandat, că de obicei mai apare câte unul. Știi cum este, de exemplu, în Zola Calorioasă, tot Facebook-ul vorbește de ciocolata Dubai. Care cred că e o ciocolată, dar i-a pus-o ștampilă de Dubai și acum pare ceva. N-am încercat să mă ferească Dumnezeu și măicuța Domnului. Care sunt alimentele cu care o să trăim mai mult, că despre asta e vorba? Nici eu n-am încercat ciocolata Dubai, deși chiar aș vrea, sincer. Pot să încerc orice, sincer, atâta timp cât... Mai bine ciocolata la Dubai decât ciocolata Dubai, știi? Adică cadrul e mai frumos. Bun, ce se mănâncă? Ce fel de carne, ce fel de legume? Ce recomandăm la voi, la Fit Food Way? Noi avem diete și pentru vegetarieni, și pentru pescetarieni, și pentru vegani. Deci sunt foarte multe... Pescetarieni se numesc acum? Fiecare mănâncă? Sunt pescetarieni, da. Dacă mănânci doar... pește, lactate și legume și tot ce înseamnă pe bază de legume, ești pescetarian. Ești vegetarian dacă nu mănânci pește și mănânci doar lactate, legume și rest. Da, foarte interesant. Și vegan ești în condițiile în care nu mănânci nici pește și nici lactate. Da, a fost un restaurant vegan în București, cred că chiar la o petrecere prima i-am cunoscut. Am mâncat la ei, era bun, dar cred că am câștigat câteva kilograme, că erau atât de gustoase, încât uneori, dacă nu ești atent, poți să câștigi în kilogram. Cu siguranță și de la legume te poți îngreșa. E adevărat. Bun. Totdeauna ai fost așa subțire sau ai mai avut și tu luptele tale? Am fost și mai subțire de atât. Tu l-ai, domnie, cum se spune la voi în Ardeal. Ia uite-l, mă, ia vântul de aici și zice... Da, Cristian... Care este cel mai frumos? Noi o să mai vorbim de-a lungul acestor săptămâni. Cred cel mai frumos gând bun sau compliment pe care l-ai primit din partea unui client fericit?
Evident, avem mai multe gânduri bune din partea clienților. Multe au fost în condițiile în care mulți dintre clienții noștri au venit cu analizele, au început să mănânce și ne-au spus: uitați, am ținut diabetul în frâu, mi-a scăzut glicemia, am habar, am. Deci o îmbunătățire a sănătății, asta este principalul motiv pentru care eu i-aș... pentru pe care eu sunt bucuros că i-am putut ajuta pe oameni. Mai sunt kilogramele date jos, care iarăși e un lucru bun și ne face fericiți că putem contribui la chestia asta, dar în principal tot ce se leagă de sănătate. E foarte bine. Lumea vă găsește pe rețelele sociale, bănuiesc? Suntem pe toate rețelele sociale, canale de YouTube, internet, cam peste tot pe unde poți să stai pe telefon. Bun. Am văzut câteva... Ia mai arătați-mi pozele alea să vedem ce poze ne-a trimis Cristian, ca să știu ce ar trebui să mâncăm. Deci aici avem broccoli cu niște... Ce avem acolo? Să-mi plouă în gură un pic. Avem și budincă de tapioca, și dulciuri avem. Aici și... avem o cărniță împănată cu ceva, nu? Da. Majoritatea produselor la noi sunt la cuptor, din cauza că noi dorim să folosim doar metode sănătoase de gătire. De exemplu, cuptoarele cu aburile gătesc cel mai bine carnea într-un mod sănătos. Uite ce frumoasă este această frigăruie, care e mai degrabă cu legume, nu? Este cu tofu. Cu tofu. Frigărie cu tofu. Exact. Băi, adevărul e că vine postul și cred că o să ne ajute Cristian să... Aici ce avem? Avem o supică de... Cred că e cartof sau țelină. Țelină. Bun, bun, bun. Țelină. Foarte bine. Aproape că ne vine să plecăm la frigider, dacă n-am avea frigiderul lângă noi aici, dar nu abuzăm, pentru că e foarte important să aflăm ce și cum. Cristian, acum că ți-am făcut prezentarea, îți mulțumim foarte mult și săptămâna viitoare te aștept să ocupăm această bucătărie cu câteva propuneri și ponturi de la tine. Abia aștept să facem în meniu împreună, îl vom face după plăcerile tale. Deci prima dată te voi întreba ce îți place să mănânci și eu îl voi face într-un mod sănătos. Vrei să mă întreb ce îmi place să mănânc? Hai să vedem. Stai o secundă, cât timp ai? Cam mult de povestit. Da. Bine, îi mulțumim foarte mult lui Cristian Naca. Cineva, iată o vedetă care a înțeles rolul mâncării echilibrate, este chiar Oana Roman, care este în parametrii mult mai bun decât altă dată, dar are o supărare. Ia să vedem ce supărare are Oana. Mulțumesc, Cristian. Să nu remarc această ținută, ai respectat dress code-ul, a fost greu, a fost ușor? Nu, n-a fost deloc greu, pentru că am știut clar ce am de făcut. Am sunat-o pe Svetlana, prietena mea, și i-am spus că știam care e materialul ăsta. Și i-am spus: Svetlana, am nevoie de o roche cu materialul al tău cu lămâi. Gata, cum să nu? Și în două zile a fost gata. Superbă, îmi place, mă uitam și la Iza că v-ați asortat așa puțin. Da. Dacă vrea să vorbească cu noi, o invităm aici, dacă nu... Să fii atentă la premii, că se dau premii, deci eu pot să vorbesc cât vreți, pentru că eu nu iau niciodată niciun premiu. Uite, să tragem un semnal de alarmă, ar trebui să... Nici nu vreau, nu, că eu nu trăiesc din asta, nu, deci n-am. Dar Iza zice, dar poate totuși, zic, nu, mami, stai liniștită, că nimeni nu o să-mi dea mie niciodată niciun premiu, că de fapt sunt atât de în coasta multora și sunt atât de atipică, încât niciodată n-am fost pe nicio listă la niciun premiu. Poate schimbăm ceva, că... Da, am luat premiul la Sorbona, cred că n-a luat nimeni niciun premiu la Sorbona, eu l-am luat. Și nu cred că... Păi asta zic, eu cred că sunt peste sus de tot, așa. Uite, vreau să te întreb, tu tot vorbeai despre o mutare în Franța, se va face treptat? Deocamdată, da, eu lucrez, dar până când Iza nu-și va dori, eu nu pot să trec peste dorința ei. Cum este la voi cu trezitul de dimineață? Am văzut că ești responsabilă cu dusul fetiței la școală. Cu trezitul ca și cu trezitul. Problema e traficul ăla, că pierdem foarte mult timp în trafic, din păcate. Ai luat în calcul posibilitatea de a muta la altă școală? Da, dar nu vrea. Deci trebuie să îndur traficul. Hai,
îndur traficul, ce să fac? Pentru copilul meu nu e o problemă. E dragostea vieții mele și atunci pentru ea fac orice. Bine, cred că este greu pentru că s-au obișnuit cu colegii din clasă și așa mai departe și știi cum e. E greu să facem aceste schimbări. La anul intră într-a cincea, schimbă ciclul de școală, vedem. Vreau să te întreb ceva. În prima zi de școală tu ai făcut cumva o aluzie la tată Lizei pentru că nu i-a fost alături. Mai vorbiți, în ce relații sunteți? Nu vorbim de un an, de când într-un final am reușit să scap. Nici nu s-a pus problema să mai vorbim. Nimic, noi doi. Adică nu te ajută în creșterea Izei, nu se implică, nu-i trimite nici, nu o sună, nu... Nu, s-au văzut de două ori anul ăsta. Nu trebuie să mă sune pe mine, trebuie să sune pe ea. Cum e pentru tine să faci față, nu știu, tuturor cheltuielilor, să fii și mamă și tată? Mă ajută Dumnezeu și fac față. Ideea este că nu despre asta e problema, că eu trebuie să fac față unor lucruri, că eu fac față unor lucruri și am demonstrat, slavă Domnule, în viața asta că am făcut față tuturor lucrurilor. Deci, faptul că există o absență totală pentru a mă pedepsi pe mine ca să rămână totul în cârca mea, nu e o problemă, că eu oricum am avut totul în cârca mea, tot timpul, pe bune real. Deci, singura problemă și singura lipsă este la ea, nu la mine. Ai luat în, vorba. În calcul la un moment dat să-ți refaci viața, îți dorești să fii liniștită, simți nevoia unei... Tocma, eu sunt mai liniștită decât am fost de mult. Adică eu acum, de un an, de când sunt singură, de-abia acum, sunt liniștită. Sunt liniștită, sunt zen, sunt calmă, sunt așezată în casa mea, nu mai am stres, nu mai am frici, nu mai am spaimă, nu mai am nicio apăsare, nimic care să mă apase pe umeri, pentru că faptul că trebuie să o crezi pe Iza nu e o apăsare, e o bucurie imensă. Cea mai mare bucurie în viața asta este să-ți crești copilul. Da? Tu cu tine pentru acest aspect sau ai apelat și la un ajutor, nu știu, parcă cu Iza spuneai că merge la psiholog. Dar eu pe mine mă ajută foarte mult faptul că am o credință atât de profundă. Eu nu trebuie să mă duc la biserică. Pentru că eu am o credință atât de profundă și care se manifestă în mine atât de constant și de perpetu, încât orice îmi trebuie mi se întâmplă. Am văzut că ești foarte activă și că vin așa pe bandă rulantă anumite chestii. Da, deci am ajuns în punctul în care realmente am cumva, nu știu, de când a început toamna, sunt într-o medie de minim 4-5 cereri de contracte noi pe săptămână, nu pot să le fac față. Mai refuz din ele, că efectiv nu am cum să le fac pe toate, dar pe lângă asta pregătesc și alte proiecte ale mele care sunt și în zona de antreprenoriat și în zona de discuții, evenimente, seminarii și așa mai departe. Și efectiv am ajuns, chiar mă gândeam astăzi, pentru că de alaltă ieri până astăzi am avut vreo 5-6 cereri de noi contracte și nu apuc nici să răspund, nici să vorbesc cu toți, nici să... Nu, fizic, nu reușesc să le duc. Și atunci trebuie să selectez din ele și cred că în curând o să ajung în punctul care o să-mi trebuiască cineva care să mă reprezinte măcar la negocia și discuta contractele, pentru că efectiv singură nu mai fac față. Voi ați rămas în continuare în aceeași casă frumoasă mare. Te mai gândești să vă mutați? La un moment dat va trebui să facem și pasul ăsta, dar mai așteptăm un pic. Te rog, arată-mi cum e să iubesc. Aveam cum să nu fim martorii unui fenomen, pentru că cei care urmăresc zona cinematografică știu că box office-ul este o specie și filmul de conținut cu calități artistice și de festival, care ajunge să câștige la festivaluri mari, este în general o altă specie. Foarte puține filme au fost sus și aici și aici. Se vorbește în altă limbă. Cred că filmul cu care a câștigat Cristian Mungiu să fi fost printre primele ca box office și a luat și
Ballon d'Or. După care, poate nu mai știu eu, dar sunt convins că momentul de grație a lui Bogdan Mureșanu, care a realizat filmul Anul Nou, care n-a fost, îl avem pe Bogdan Mureșanu aici alături de noi și îi mulțumim. El este un tip foarte mișto și foarte dezinvolt, că din timpul lui, care nu se poate întinde ca un elastic, și-a făcut timp să vină și... Așa, ei, uite, încă se mai poate... Nu s-a fost regizat. Da. Unde urmează să pleci? Unde ai fost? Zurich, și am fost în atâtea locuri că le-am cam amestecat, ca să fiu cinstit. Vancouver... Nu, la Vancouver n-am ajuns. Am fost la Chișinău ultima oară, a fost extraordinar și acolo. Am fost un Q&A cu cei foarte de acolo, teribil, dacă aveau un alt fel de așa aminti evenimentele astea și... De... Foarte drăguț. Da, da. Avem aici câteva secvențe. Adrian Văncică, rolul principal. Aici este cu siguranță, crezi că mulți au venit să-l vadă pe Adrian Văncică și într-o altă ipostază, știindu-l de undeva din zona de comedie? E posibil, are publicul lui, are o grămadă de fani. El fiind un actor senzațional. Da, e un actor senzațional și în filmul ăsta joacă cu totul altceva decât am fost obișnuiți, exact, în Las Fierbinți, da. Este cu totul altceva, asta chiar... Da, sigur, pe lângă el mai sunt încă 40 și ceva de actori, bănuiesc că o grămadă de... L-am văzut pe el și de asta m-am repezit. Da. Una dintre actrițele minunate ale României va intra alături de noi prin Skype. 3 premii la Veneția. 4, ca să fiu cinstit, da. Așa. Premiul secțiunii Orizonti, care este o secțiune paralelă, ei spun o secțiune cu un limbaj cinematografic mai, să zicem, îndrăzneț, da? Apoi cel de scenariu, care m-a bucurat cel mai tare pe mine personal, că asta, da? Și unul, premiul criticilor de film de la Veneția, nu știu cât sunt, dar au decis că ăsta era cel mai bun film dintre toate filmele. Da, ori știi ceva. Și un premiu pentru imagine, pentru Borroca Biro, directoarea de imagine, una dintre cei doi, dar pentru ea a fost în mod special acest premiu. Unde ai fost până acum, Bogdan Mureșan? Pentru mulți oameni te descoperă acum. Unde ai fost până acum? Ca să fiu cinstit, am fost și acum 6 ani cu cadou de Crăciun. Era același lucru, ajunsese pe lista scurtă la Oscar. Era un soi de... Eram burtieră la televiziune și pe atunci. E foarte bine. Deci cariera ta de burtieră continuă cu succes. Asta este minunat. Sper să fiu și la anul cu animație. E bine să nu fii în fiecare zi burtieră. Când și când e... Nici vorbă, nici nu-mi propun așa ceva. Dar pe de altă parte, acum ai rupt niște granițe. Iată, premii la Veneția e un lucru important și mai ales pentru filmul românesc. Cred că s-ar putea să fie omul anului în cinematografie anul ăsta. Filmul anului, așa e, pentru că e o echipă, o echipă absolut extra. Nu, plus că nu-mi place să fiu, mă bucur de film cu toți ceilalți. Bine, te las. Foarte bine. Vedem aici imagini, unde e? Asta este la Lido din Veneția, în sala în care s-au acordat premiile, da. În dreapta mea era Pedro Almodovar. Mama. Pe scenă era Isabel Huppert, în sală era Kevin Costner și o grămadă de nume importante pe care le știi. Giuseppe Tornatore, un regizor minunat. În fine, un nume pe care le știi. Da. Într-adevăr, un moment de povestit nepoților. Pentru cei care poate au făcut greșeala, imediat o să vorbim și de partea elegantă cu care ne mai ocupăm. Noi știți foarte bine, o să vedeți cum a arătat echipa noastră acolo, absolut impecabil. Avem poze de la cea care s-a ocupat cu această problemă. Bun, a fost foarte frumos. Povestește măcar pentru mine, pentru cei care poate încă n-au aflat povestea, care este miza filmului, de unde pleacă? Pentru că înțeleg că unul mic a creat să creeze una mare, ca să zic așa. Da, te refer la subiectul din... Da. Nu, tot filmul a început cu niște povești pe care le știu eu sunt născut în București, am început cu povești legate de demolările pe care le-a făcut Ceaușescu, începând cu... după cutremur până chiar în ultima... Da. Ultima zi, da? Sunt chiar și planuri că ar fi vrut să continue, de fapt, cu demolările pe Polon. Mă rog, nu
știu cât dintre ele, eu am văzut astfel de dosare, dar și acolo... Eu am trăit treaba asta, stăteam pe strada Popanan și se tot dărâma în stânga-ndreapta, în stânga-ndreapta. Dacă nu mi-aduc bine aminte, tatăl lui Ștefan, fratele lui Ștefan Bănică senior, avea o casă și a murit de inimă rea, pentru că a văzut că ceea ce clădise o viață s-a... Exact, unul dintre personajele din film i s-ar întâmpla cam același lucru, numai că eu am vrut să aibă un happy ending, n-am vrut să-mi nenorocesc personajele, pe niciunul dintre ele, le-am îndrăgit poate. Și aia de-aia are un... Le iubești. Are un, da, exact. Și aia are un happy ending, da. A început, deci cu aceste povești, la un moment dat am făcut cadou de Crăciun cu Adrian Vâncică și simțeam că e un fragment și împreună am decis să facem filmul ăsta mai mare. Imediat intrăm și cu Ioana Flora, vedem această delegație a noastră și trebuie să spunem că aceste smoking-uri impecabile sunt oferite în majoritate de prietena noastră Nora Serusi, știți foarte bine, am fost alături de ea la aniversare. Nora Serusi a mai fost și la Oscar cu diversi actori și o felicităm pe Nora, care ne urmărește, da, o pupăm. Salută, Nora. Și mulțumim foarte mult, Nora. A venit și ea la Veneția, a fost acolo, ne-a susținut, a fost extraordinar. Nora e un cetățean al planetei, cred că s-a simțit în largul ei acolo. Da. Eu știu de acum 6 ani, de când cadou de Crăciun era pe lista scurtă la Oscar și am păstrat o relație de amiciție toți anii ăștia, 6 ani. Chiar dacă nu mereu ajungi să fii burtieră, cum ai zis. E adevărat, dar ești burtieră la smoking, ceea ce e mare lucru. Da. Ferească Dumnezeu să fii fără smoking. Ioana Flora se află alături de noi, iată-o și pe Nora, să rămână Nora. Ioana Flora este alături de noi, parte din această distribuție minunată. Să rămână, bine ai venit! Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Doamne, bună. Cât de mare sunt pe ecranul ăla. Dar tu ești mare, de fapt, artistic tu ești, dar nu te mai trebuie să-ți spunem noi. Mare actriță ce să faci. Noi doar te punem în valoare, să știi așa. Deci am mărit imaginea pe măsura carierei. Deci avem personajul Mariana Croitoreasa, care pe gelul foarte mult îl iubea, ca să zic așa. Cum ai intrat în această poveste? Cum ai simțit? Cum ai lucrat? Cum ți se pare această istorie cinematografică care, iată, ajunge în momente senzaționale ca palmares? Da, chiar așa, uite, meritul lui Bogdan, adică totul a început de la Bogdan, scenariul lui pentru cadoul. Nu fi modest, am început toți trei acum, da, și a lucrat și Ioana Flora, Adrian Vâncică și un copil minune acum o mulțime de ani. Împreună am lucrat, da? Da. A pornit de la... Da, am lucrat împreună, a avut un traseu fabulos, dar probabil că Bogdan a apucat să spună despre cadoul de Crăciun deja, că a fost așa. Și mare bucurie, mare că s-a gândit să facă mai multe povești. Ce-i drept, eu știu că ne povestea chiar de pe vremea aceea, că mai avea cel puțin de două știam. Povestea cu actrița și cu mama și cu cartierul care urma să fie demolat. Și atunci... Ce să spun, mai mult decât faptul că m-am bucurat enorm când chiar m-au chemat să mai filmăm niște cadre, nu pot să descriu, adică e un traseu fabulos, fabulos. Noi toți nu contenim să ne mirăm de și cumva să ne bucurăm de ce ni se întâmplă. Pentru cei care nu au apucat să vadă toată distribuția, această fotografie de la lansare ne oferă ocazia să vedem și celelalte nume importante din distribuție, ceea ce este foarte frumos. Asta vorbeam cu Bogdan. Care crezi tu că e secretul faptului că prinde tare și la public? Pentru că nu toate filmele cu un asemenea palmares fac și box office. Da. Zine tu din interior. Eu din interior am senzația că pur și simplu combinația asta de umor și dramă și cumva dulce, amar, adică și cu foarte multă inteligență, adică umorul presupune foarte multă inteligență, ceea ce nu chiar toată lumea deține. Și mi se pare că este această foarte fin, un mers foarte fin pe o linie foarte fină, care dacă e depășită puțin mai la stânga sau mai la dreapta, nu este ce trebuie. Mie mi se pare că este o rețetă perfectă pentru toate generațiile. Culmea, la mine a venit, de exemplu, și mama, și au venit și fiii mei, copiii mei, o distanță mare de generații, da? Și toți au reacționat, cum să spun, e un film necesar. Este un film absolut necesar. Deci asta este umorul, un umor fabulos. Eu sunt acum la Târgu Jiu, îmi pare rău că nu sunt acolo în direct cu voi. Te așteptăm. În preajma unei premiere. O să vin. În preajma unei premiere și este în două cinematografe. Filmul, biletele se cumpără, oamenii mă opresc, îmi spun că au văzut filmul. Deci e fascinant.
ce ai făcut, domnul Bogdan? Și pentru premieră, da, fantastic. Da. Ce s-a întâmplat? Ce ai făcut, domnul Bogdan? Uite, ai ținut flacăra aprinsă și sau până când a ajuns prin toată lumea? Să știi că nu știu cum de-am făcut-o și cum a ieșit, adică am șurubărit la filmul ăsta, dar nu poți să știi, că Ioana zice că e o rețetă. Mi-ar plăcea cum să fie... Cum ar spune Maradona, e mâna lui Dumnezeu. E mai curând așa, da. Sau măcar acolo un deget, da, pentru că oricât ai face un mecanism de tipul ăsta să funcționeze, riști să dai rateu. Dar cumva e un caz fericit ăsta în care se intersectează cele două lumi de care ziceai și tu, lumea festivalurilor cu asta, să zicem, a filmului, chipurile comerciale. Dar iată că din când în când apare un film. În box office e alt gen de filme, da, care da. N-are trăsăturile filmului vostru. Am fost, am concurat, ca să fiu drăguț. Am concurat, deci filmul ăsta a concurat cu Deadpool versus Wolverine sau eu mai știu ce alt film a făcut de studiourile americane, când nu se pune problema. Bă, deci când ajungi să te bați cu Stallone și cu Schwarzenegger, mai mult nu se poate. Nu mai știu care. Deci cu niște filme cu supereroi, ok? Care distrug în general cam orice, că de-aia supereroi au buget nelimitat. Dar la sfârșit că bine le învinge, de ce ați învins voi? Da. Și mă amuză să mă închipui că Ioana, Flora, Adrian Vâncică, toți cei din ei sunt supereroi, cel puțin pentru weekendul ăsta. Deci, și au bătut ce să pe... zic? Da. Știți filmul ăla, Chuck Norris versus Comunism? E, acum e... Chuck foarte... Norris pare un pic șifonat. Da, doamnelor și domnilor, trebuie să mai vină un moment în care Chuck Norris să mai fie bătut și intelectual. Că da, nu așa, da, că orice bătăuș ar putea, sigur, poate... Mer, nu chiar toți. Ioana, îți mulțumim foarte mult. Te-am ținut suficient, concentrează-te acolo, în momentul în care ai timp, noi te așteptăm, că suntem gazde bune și e foarte clar că aici este o uniune de energii creatoare. A venit domnul cu ideea, dar și voi. Dar și voi. Noi, nu? Toți unul și unul, așa. E super puterile, să nu uităm. Mulțumim, da? Mult succes, mulțumim pentru intervenție. Rămâi cu colega mea producătoare, cred că aveți multe să vă povestiți, am înțeles că vă cunoașteți de multă vreme, așa că o să fie bine. Îți mulțumim, Ioana, Flora. Bun. Și baftă. Da, da. Bun. Mulțumesc. Cu drag. Ce să zic? Filmul va fi în continuare în România cât se va putea de mult, după care ce mai urmează, adică pe unde se va mai plimba el și ce... Se va plimba și am mult să spun în lume. Și cea mai grea întrebare, da, și cea mai originală, ce planuri de viitor aveți? Îți va aia mai ușoară, că am lucrat la două filme în paralel în anii ăștia. Groza. Da. Deja filmul este într-un soi de turneu. Sunt, cred că, 20 de festivaluri pe toate continentele, mai puțin în Australia. Mi-ar plăcea să ajung în Australia, drăguț, recunosc că, da, faci că... o viață până acolo, 23 de ore zbor, dar asta am e viața. Am timp. Pentru asta e. Da. Da. Iar altfel, o să fie marea victorie este că o să-l vadă publicul francez, care mie mi se pare că este publicul cel mai cunoscător, cel mai bine pregătit în cinema, adică Franța este drapel în privința asta, e un standard, să zicem, al calității, dacă vrei, și al interesului pentru cinema în rândul publicului, da. Și așa că ne pregătim pentru... Și, mă rog, mai este și o altă veste foarte importantă, dar nu pot să o dau așa că îmi pare rău, dar o să fie în curând... Mă, Bogdane, mă, tipă, adică, păi, asta este cel mai nasol pentru un om. Fii, vine și spune, da, dumne, am o chestie foarte... Dar nu pot să spun. Păi, okay, și eu fierb aici, o să măcar vorbesc un pic așa. Cu Nora să-mi dea încă un smoking, asta. Zbor peste curând. Ocean. Nu neapărat. Dar de ce să nu zbor peste ocean? Nu acum, în altă dată. Anul viitor, care a fost. Nu, e mai curând, mai aproape, o să ne bucurăm anul ăsta de... Un premiu. Ceva, da. Doamnelor și domnilor, da. Poate să fie bine, să ne ținem fie după bine. El. Deci filmul o să aibă o viață care o să continue cel puțin un an de zile. Foarte bine. Aici sau în alte părți ale lumii. Da. Sau probabil ajunge pe suporturi de-asta de... Aia cu siguranță ajunge. Da, aia de, cu siguranță, da. Netflix și așa mai departe, o să vedem. Felicitări pentru generația mea și pentru a lui Bogdan. Momentul în care am ajuns să privim cu detașare și cu umor ceea ce s-a întâmplat pe vremea lui Ceaușescu, e ceva după ani de zile în care tot era privit cu încrâncenare și parcă era o grenadă în gură tot timpul. Da. Slavă Domnului că învățăm ceva, poate din acea perioadă, și o privim cu umor. Că dacă nici umorul nu ne mai salvează,
Nimic nu ne mai salvează. Nimic nu se mai salvează. Bogdan, noi să știi că în general testăm mâncarea pe oameni, așa că o să te invit, îi dai ceva? Băi, tu ai înțeles cu cine stai aici? Avem deja câștigat prima plăcintă. Da, în general au mai venit. Puțin modificat au venit. Așa, okay. Zi. Avem gata plăcinta noastră de cartofi dulci cu afumătură. Chiar vă rog să veniți să o gustați. Mamă, deci miroase o nebunie totală asta. O rețetă foarte simplă. Nu mai intră omul în smoking și n-auzi care... Cartofii decât fierți în jur de 15 minute. Am făcut un liaison din ouă, cașcaval afumat, puțin parmezan. Se numește liaison acum? Liaison, da. Este... liaison, de legătură, de legătură, cam asta e ideea, ca să se lege tot ce avem noi aici, toată nebunia asta. Că de când nu mai e bucătarie ce șef, atunci să e liaison. Liaison de pătrunjel. Liaison de nesfa avec liaison de mărar. Cam așa, cam așa arată plăcințica noastră. Ieși afară, luăm publicitate că dau cu telefonul după el. Deci, felicitări. Îți mulțumesc și să ne revedem cu bine. Neapărat. Și salutări Norei. O pupăm pe Nora, mă bucur că am văzut-o și, într-adevăr, la smoking nu se pune nimeni cu ea. Unde mă vedeți în smoking să știe că acolo este mâna Norei Țărusi. Felicitări, Bogdan. Mulțumesc. Felicitări tuturor celor care au pus la cale acest succes. După pauză o să mergem cu Romanița și cu Albert Iovan în ziua în care astăzi este ziua lor de naștere. O serbează undeva împreună. Fabulos. Rămâneți cu noi. În două minute o să intrăm în legătură cu Romanița și Albert Iovan. Veți vedea cum sărbătoresc aniversarea lor. Prin urmare, astăzi Romanița și Albert sunt născuți. E o mică diferență de vârstă, evident. Pentru Albert e un moment special pentru că el serbează majoratul. Albert Iovan, au crescut copiii, împlinește 18 ani, iar Romanița, care știți foarte bine că anul acesta a împlinit și ani frumoși de carieră, 33 de ani, a fost o sărbătoare absolut minunată, chiar acolo unde m-am întâlnit și vineri cu Albert, la școală, la el, la British School of Bucharest, de unde am aflat, dar n-am spus, pentru că meseria adevărată nu este despre a spune oricând și despre toți, ci despre a ști și a folosi la momentul potrivit. Romanița mi-a povestit acum ceva vreme, pe la început lui septembrie, care un plan să adune un cerc de prieteni și ei să primească o invitație undeva unde este cald și bine și acolo să sărbătorească niște numere foarte frumoase. Nu o să se supere Romanița dacă spun că nici nu-i greu de aflat. Albert împlinește 18 ani, iar Romanița 42 plus 18, deci un număr rotund, ceea ce este absolut minunat, pentru că se află într-o stare absolut minunată. Albert mai are un an de școală. Ați văzut-o pe Romanița când era foarte emoționată în ultima prima zi de școală. Acum se află în prima aniversare în care ea împlinește o vârstă rotundă, iar el este major. Să vedem împreună cu împreună cu noi se află de undeva de unde este cald și bine. Deci, sol minor, maestre, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani Romanița, la mulți ani Albert, la mulți ani, la mulți ani frumoșilor. Povestiți-mi, vă rog, despre eu știam de la Romanița ceva. Care a fost planul pentru această dublă aniversare în care Albert e major iar tu împlinești un număr rotund de ani? Păi și numărul lui este rotund, să știi. Ne-am făcut acest plan de când Albert era mai mic și încet am pus la punct toate, cum să zic eu așa, ingredientele de altfel și am adunat un grup foarte iubitor, un grup de prieteni pe care vrem să tot să fie zis. Pe lângă adolescenții lui Albert, care au făcut, ca să zic așa, toți banii, pentru că s-au distrat în adevăratul sens al cuvântului, iar noi ne-am bucurat enorm și ne-am distrat și noi extraordinar de mult. Deci, suntem pe ea, ne-am întors după prima plimbare pe mare, după ce am luat lunch aniversar, într-o locație extraordinară, ne-au compleșit cu profesionalismul și fine dining, pentru că, într-adevăr, au gătit extraordinar pentru noi. Suntem mai mult decât încântați, Albert. Da, a fost foarte frumos. Uitați aici. Of, Doamne!
Frumos. Unde sunteți? E foarte important de știut. Unde sunteți? Suntem pe mare, așa cum ți-am zis. Lângă Atena, în Grecia. Așa. Eram curios care mare. Că e foarte frumos afară și e cald. E foarte frumos. Cred că sunt 28 de grade afară. Acum nu știu dacă mai sunt 28, dar 27 tot sunt. Bate un pic vântul. Vremea este foarte, foarte potrivită pentru ceea ce am avut noi de făcut. Copiii s-au aruncat în mare, ne-am dus la o plajă sălbatică. Acum vom face același lucru, dar în altă locație. Și se va termina această mică parte din ziua aniversară. De fapt, n-a fost chiar mică. A fost mare. A fost mare. Pe apusul soarelui, adică vrem să ne prindă apusul soarelor aici pe iaht. Albert, te rog să-mi spui cum a fost și pentru tine această zi. Cu Romanița am vorbit, am știut ce pregătește, am păstrat secretul și iată, toată lumea s-a bucurat. Un cerc restrâns, dar foarte apropiat de prieteni ai voștri, au fost invitați acolo și a ieșit o petrecere memorabilă. Cum a fost pentru tine ziua asta? Și acum, dacă stăm bine să ne gândim, dumneata ești major de azi, nu? Da, nu-mi vine să cred, sincer, nu mă simt major, dar a fost absolut incredibil, o iubesc foarte mult pe mama. Uite, deja aveți primulețe, nu știu cum deja le aveți, că de-abia am plecat de acolo de la masă. Dar a fost super șmecher, chiar am zis foarte mult, părea nu era nimic posibil. Și da, o să rămân etern recunoscător mamei pentru... Da, da, foarte frumoasă imagine. Îl vedem aici și pe Iulian, partenerul de viață al Romaniței, un om de toată ispravă, un om care iubește foarte tare. Ei sunt echilibrul Romaniței, vedeți acum imagini pe care le-am primit, evident, din sursa zero. Un moment foarte frumos pentru o familie foarte frumoasă. Îi prevăd lui Albert un viitor foarte frumos, tocmai pentru că este un băiat care învață și din experiență. L-ați văzut și în circuitul cu mașinile pe gheață pe care l-a făcut, ceea ce este cu adevărat spectaculos. Și iată, așa arată o aniversare, așa cum se cuvine. Gata, îi avem! Vorbesc ca televizorul aici. Să ne zică la mulți ani vărul nostru, vărul meu, Matei, și mulțumim. O să iau sunăm imediat după ce se junăm. Da, mulțumim. Te mai țin. Bun. Albert, ești într-un moment foarte frumos. Sunteți într-un moment foarte frumos. Vreau să știu ce v-ați spus unul altuia astăzi, în afară de la mulți ani, că e un moment special. Păi te iubesc, asta a fost cuvântul. De fapt, este esența sentimentelor profunde pe care le avem unul față de celălalt. Și de altfel, prezența noastră așa împreună cu cei mai dragi dintre cei mai dragi, cred că o spune, de fapt, sau o spun imaginile pe care tocmai ce le-ai pus. Și pot să crezi și să-ți mărturisesc că am primit imaginile astea, nici nu știam ce trimis, dar uite, am trimis bine. Da, avem o relație foarte frumoasă cu Romaniza, pentru că împărtășim aceleași gânduri legate de copiii noștri și îi dorim ca ei să crească frumoși, puternici și într-un mediu foarte, foarte bun. Cum să spun, cum simți tu, Romanița, când te uiți la băiatul tău? Erai emoționată în prima zi de școală, am fost împreună acolo. Acum a urmat al doilea grad de emoție, când Albert, care e dita mai bărbatul de acum, este ce mai făcut 18 ani, a ajuns la vârsta majoratului. Eu mă gândesc cu drag la toată experiența lui academică de la creșă și pot să mă mărturisesc și chiar ți-am zis-o de la o vreme încoace că a meritat eforturile de a trece prin această școală extraordinară care este PC School. Și pot spune că goal-ul lui în momentul de față este să fie admis la facultatea pe care și-o dorește. Știi și tu bine că vrea să facă inginerie mecanică și acolo este drumul. Albert? Da, care e întrebarea? Întrebarea este ce zici despre gândurile mamei tale și dacă vrei, pentru că ai mulțumit într-un fel, dacă vrei să-i transmiți un gând frumos în acest moment, pentru toată strădania oferită ție, pentru că acești 18 ani au fost dedicați în principal ție. Deci, orice am vrut să fac până acum, m-a susținut
mama în acea chestie. Acum mă uit în față, văd marea foarte limpedă, peisajul ăsta super de Grecia pe care o iubim și efectiv nu mi-e să cred, efectiv zic, deci cred că sunt vis toată ziua, deci că am trăit un vis. M-a susținut, mama m-a susținut în toată viața asta, orice am vrut să fac, orice am vrut să-mi iau și mă mulțumesc foarte mult. Am ieșit bine și acum trebuie să trag tare la școală ca să intru unde vreau eu, să fac și mai mult. Bravo! Mai avem 2-3 minute, în rest lăsăm telefoanele să curgă după aceea și petrecerea. Deci stați până la sfințit, spre seară mai aveți ceva în gând când vă întoarceți, ce momente vor mai fi în această excursie absolut superbă? Păi mai avem câteva ore de iarnă. După aia mergem să ne lăsăm puțin la hotel să realizăm ce s-a întâmplat și apoi poate ieșim și noi pe afară pe și Matena să mai sărbătorim puțin, că până la urmă o dată în viață faci 18 ani și o dată faci 16 ani. Trebuie să ne bucurăm de acest moment, că după aia ne trecem acasă și începe din nou învățatul. La școală, la treabă! Da. Mai ales că el în ultimul an, acolo unde este, are mult de muncă, ceea ce e și normal, pentru că acum trage tare pentru viitorul lui. Bun, este foarte bine, este foarte frumos. Am și o întrebare mică, prozaică. A fost vreun cadou sau vreun gest anume pe care îl putem povesti acum, ceva marcat în această zi? Păi mama mea mi-a oferit această vacanță super pe care o apreciez foarte mult și eu ei este încă secret că o să-i fac ceva, îi creez ceva și n-am bucat să termin pentru ca să o aduc aici, dar luni o să o vadă și e ceva wow, adică e ceva foarte inedit, unic, one of one și o să-i placă foarte mult. Dar rămâneți lipiți de telefoane ca să vedeți. Da, noi rămânem, nu mai dăm telefoanele din mână, luni mai avem o repriză, deci Romanița rămâne în emoții, că ea a crezut că, domne, gata, ne relaxăm, ajunge abia acum, ce pregătește băiat. Romanița, pentru că am fost alături de tine în momente foarte frumoase din acest an, mă bucur pentru tine și nimic nu este întâmplător, pentru că Dumnezeu vă ocrotește pașii în aceste momente frumoase. Mulțumesc, exact. Frumos, Cristi, mulțumim. Te pupăm, Cristi, vă iubim pe toți. Pa. Bun, vă rog frumos, beți un pahar de șampanie, dacă se poate, și pentru am mine și... Am fost și la voi, și la Oana, și la Tudor, ca să fie toată echipa. Da. E un moment foarte frumos, petrecere frumoasă, Romanița, la mulți ani. Astea sunt momente pe care le vom ține minte toată viața. Gata, la petrecere cu voi, că nu vă mai țin de vorbă. Vă pupăm. Cu drag. Ciao, mulțumim. Noi mulțumim, Romanița și Albert Iovan, într-un moment de minunată tandrețe și realizare sufletească. Noi revenim și mâine cu alte surprize absolut extraordinare, cu subiecte care vă vor arăta cam cum este viața atunci când știi să o trăiești sau când nu știi să o trăiești. Rămâneți cu focus și revenim mâine cu aceeași energie. Toate cele bune și la mulți ani, Romanița, la mulți ani, Albert, și bucurați-vă! Azi a fost o emisiune despre bucurie, pentru că l-am avut și pe Bogdan Mureșanu, am avut-o și pe o bunică absolut senzațională și Cristina Cioran, în momentul în care își vede fetița, cu siguranță că se bucură. Toate cele bune, mulțumim, ne vedem mâine! Program disponibil pe primaplay.ro.